Pe lista celor 51 de tribunale și judecătorii, la care se adaugă și 18 parchete, listă publicată de portalul Lumea Justiției, una dintre cele mai bine informate publicații cu ceea ce se întâmplă în rândul magistraților din această țară, apar și Judecătoria Roman și parchetul de pe lângă Judecătoria Roman ca instanțe ce au aderat la greva declanșată în justiție. La acestea se adaugă și restul instanțelor nemțene din capitala județului Târgu Neamț și Bicaz. Aceasta este o formă de protest față de elaborarea de către guvernul Cioloș prin ministrul Justiției Raluca Prun a ordonanței de urgență 43 din 2016, care modifică ordonanța de urgență a guvernului 20 din 2016 privind salarizarea în sistemul bugetar. În ședința din 9 septembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor Neamț a emis un comunicat de presă semnat de judecătorul Emil Mircea Amza, prin care se anunță elaborarea unui memorandum ce cuprinde marele nemulțumire ale oamenilor îmbrăcați în robe. Magistrații atrag atenția asupra marilor probleme care frământă sistemul judiciar, legate în primul rând de supraîncărcarea instanțelor cu dosare, ceea ce duce la depășirea timpului zilnic de lucru cu peste 30%. Protestatarii solicită Parlamentului României să nu aprobe ordonanța de urgență 43 din 2016 și să treacă la elaborarea unui act normativ de înlăturare a inechităților salariale din sistemul judiciar. De asemenea, se face apel la Consiliul Superior al Magistraturii de a sesiza Curtea Constituțională a României privind existența unui conflict între puterile statului. Se cere de urgență demisia ministrului Raluca Prun, acuzată de degringolada din justiție, stoparea declinului și aruncarea sistemului judiciar în haos general. Protestatarii amenință cu radicalizarea acțiunilor de protest prin intrarea în grevă generală. Grav este și faptul că această mișcare de protest a antagonizat puternic și societatea românească, postacii celor două tabere, una care ține parte a oamenilor în robe și cealaltă care aruncă acuzații grave de corupție asupra sistemului judiciar, arată dimensiunea gravă în care s-a ajuns prin ceea ce altădată se considera a fi imposibil, revoltă în sistemul judiciar.